Ok și salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici lume la un nou episod din seria noastră de Unturned. N-am mai postat de foarte mult timp un clip de Unturned și am zis, bă, dacă tot ne-am apucat de harta aceasta de așa se polariză, ar fi cam cazul să mai filmăm pe ea și poate o și terminăm. Deci bine v-am regăsit aici lume, având în vedere că a trecut destul de mult timp de la episodul anterior, nici eu nu știu dacă o să țin extrem de bine minte pe unde am fost și ce urma să facem, dar din câte mi-amintesc eu ne-am spawnat pe aici și după aia mi se pare că ne-am teleportat ori prin ăsta, ori prin ăsta, ori prin ăsta și am ajuns acolo la NPC-uri și de acolo am ajuns aici. Deci foarte multe lucruri nu s-au întâmplat pentru că am avut doar două episoade, deci încetişor să ne prindem și noi de ce trebuie să facem și acum se pare că am ajuns aici la Saint Dimitar și mi se pare că nu am fost aici pentru că poate nu mi-am pierdut eu memoriile, dar nu țin minte să fi fost la spitalul ăsta, așa că o să-i dăm o încercare. Nu mai știu care are muffler, mi se pare că pistolul are, ăsta ce naiba e? Da, asta are surpresor care aparent are durabilitate infinită, deci pur și simplu putem să îi luăm pe fiecare la rând, avem și red dot, chestia. Noi am prins bucata la cap, dar pur și simplu o să îi rezolvăm pe ăștia. Și din nou, mi se pare că am vorbit și despre asta episoadele anterioare, că îți dă foarte multe gloanțe pentru o hartă de Unturned. Adică, cred că e prima hartă pe care o jucăm fără armă melee, pentru că nu avem nevoie la cât de multe gloanțe primim. Ok, aparent sunt buritori, e multă mâncare pe aici, deci îți dă iteme destul de OP această hartă. Ceea ce, well, e un lucru bun, I guess. Un tuc, noi avem un tuc alb. Ne rămânem cu ăsta alb, arată ceva mai chill. Dressing-uri avem destule, deci nu cred că o să aibă rost acum să începem să colectăm și... Da, nu... avem 100 de bănuți. Bun, îi punem aici în ATM-ul global al hărții. Deci aici e un spital, dar are la spate și niște construction workeri. E aici un snowberry juice, ăsta ne face bine, 50 water, bă, ne face foarte bine. Și aici e partea cu spitalul, deci, mă, niște medicamente nu ar strica. Suspend, tigaie, scrub, top, scrub bottoms, haine, nu cred că avem nevoie, că avem astea de haze, de un fel de militariu de pe harta asta, sau scorpion 7 de pe harta asta, dacă vreți, deci nu cred că o să ne fie... Hai că am tras două glanțe, aiurea. Cotton wool. Și asta mi se pare că da, puteai să le spargi și îți dă așa chestii destul de OP. Sunt curios dacă este ceva secret pe aici. Cred că o să ne dăm după aia spectator sau, mă rog, înțelegeți, third person, să vedem dacă putem să găsim ceva. Red penguin. Bă! 25 health. Îmi pare, nu mănânc pinguinul. Nu e rare. A, nu-ți dă 25 health. E așa o baricadă care are 25 health. Dar din nou e faza că... harta e out of bounds aproape peste tot și habar n-am unde am putea să punem toate chestiile astea, că mi se pare că am mai găsit așa câteva baricade, dar n-ai ce să faci cu ele pentru că e pur și simplu out of bounds. Bine, și chestia asta teoretic chiar schimbă. Nu mai țin minte, puteam să facem ceva la vending machine să obținem pizza, dar nu mai țin minte ce. Dar vreau să zic că chiar schimbă modul în care se fac așa astea, gameplay-ul de pe multiplayer, că nu prea ai cum să-ți faci bază dacă e out of bounds. Sau bine, habar n-am, poate poți să pui să se poată facă, se poată pune obiecte dacă mai cunoști și limba română. Și aparent avem aici și o chestie jos, cu un din ăsta alb cu buckshot-uri, dar n-avem shotgun, deci nu ne avantajează foarte mult. Un B3 stock, un grip din ăsta, yeah. Hai că-mi pun grip pe pistol. Tocmai mi-am pus. Ok, o canistră. Avem deja una. Vreau să văd dacă e plină. Da, e plină, că altfel puteam să o umplem de pe aici. Un splint, un fuel reserve și... Ok, hai că mai e o din asta aici, să vedem și noi. Ok, o armă întreagă și nu e tot asta? E tot asta, dar are 20 de gloanțe. Mă, 20 de gloanțe sunt 20 de gloanțe mai bune. Așa că o să-i dăm strip și... Mă, nu știu dacă să car pinguinul ăsta cu mine, că foarte mare, foarte multe chestii nu prea avem ce să facem cu el dacă nu putem să-l punem nicăieri. Și aici e o... Cred că... What the fuck is this? Mă gândeam că e o chestie din aia să te teleportezi la NPC-uri, dar după cum puteți vedea... Ok, stai că avem sunetul puțin cam încet la joc. Nu pare a fi aici nimica. Poate ajungem la asta, dar în același timp... Nu, nici eu prost. Deci ăsta e... Mamă, ăsta e air... M-am citit harta greșit. Deci aparent săgețile astea mai micuțe te duc la safe zone. E posibil să fie pe aici. Dar haideți să vedem...
O fi loc de bază? Yep. Yep, deci aparent s-au gândit la asta. E așa simbolul ăsta și aici aparent nu mai ești out of bounds. Deci presupun că o să ne lăsăm pinguinul pe aici și normal sunt așa multe camere să ai loc să spui tu tot ce vrei. Deci o să lăsăm aici acest pinguin. Mă, e drăguț. Mă, asta chiar e o, chiar e o decorație șmecher, aș putea spune. Și vreau să văd dacă ne uităm noi așa puțin printre chestii, dacă mai e ceva ce putem găsi, dar nu... Nu pare a fi nimica. Deci se pare că aici mai e o, mai e o cameră aici cu niște tuburi din astea de operație. De ce naiba fac medici aici? Dar în rest nu pare că am cam luat esența spațiului. Și unde naiba sunt? Se pare că tot în ăsta cu pinguinul am rămas. Dacă aș putea și eu să-l găsesc din nou. Da, da, uitați-mă aici. Deci cam ăsta a fost spitalul Saint Dimitar. Acum, după cum am spus, mi se pare că și în episodul trecut, o să vreau să merg la avionul ăsta prăbușit, pentru că nu știu dacă vedeți, dar este absolut imens. Adică este cât clădirea asta și ați văzut și voi că clădirea asta nu este tocmai mică. Mi se pare că mi-am lăsat ca fraierul mașina în spate, pentru că am și început să mergem cu teleporterele, cu chestiile astea și nu mai... Nu mai avea rost să ne plimbăm cu mașina, că ajungeam mult mai repede cu teleporterele. Am lumină pe vreuna? Nu, nu știu dacă am ceva flashlight aici. Acolo e un radio tower. Probabil o fi ori ăsta, ori ăsta de la Windrise, habar n-am. Sunt câteva chestii de explorat, aparent se face și noapte și mamă câta. Pinguini! Bă, o să avem grijă de pinguini ăștia. Am înțeles că zici că sunt răi, că nu știu ce, dar... Sunt doar pinguini, ce naiba să facă și ei? Deci cam așa arată avionul. Și ce putem... Hai că putem să-l pilotăm pe ăsta. Putem cumva să îl accesăm? Da, dar cum este întrebarea? Mi-am răspuns singur. Mi-am răspuns singur și răspunsul s-a dovedit a nu fi foarte complicat. Noi avem, da, avem un flashlight. S-ar putea puțin să ne mutăm așa temporar pe flashlight ca să mai vedem și noi una alta. Eu... Mă mir că nu avem așa un tactical light, un field, da, mă, am putea să găsim aici 12 slots și ăștia au tot 12 slots, field knife, 50 player damage, mă rog. Nu o să luăm chiar așa toate chestiile de pe aici, helmetul ăsta pare interesant și o să ne ofere plus 15 head armor când tucu ne dă 0, deci o să merite să luăm. Ăsta nici nu avem nevoie de el, că e de la arma aia ce i-am dat salvage. Așa, bă, chit că e 7%, o să fim acolo puțin protejați. A, 19%, wow, improvement masiv. Mamă, B-15 extractor nu e ăsta? Ba, da, dar bineînțeles putem să-i luăm magazine-ul. Aici, un military top, field knife, am văzut că parcă era o katană pe aici sau... Na, no, cred că pur și simplu era asta field knife-ul și mi s-a părut că arată ca o katană. Și aici, officer sword, care dă tot 50 player damage. Da, sincer să vă spun, nu cred că avem mare nevoie de ele, pentru că, bineînțeles, ați văzut și voi câte gloanțe avem. Ăsta merge pe gloanțe de 5.56 și ăsta merge pe 9mm. Avem destule gloanțe, cam asta este ideea și nu mai are rost să stăm așa după fiecare de-asta să luăm arme, să avem și să stăm cu mili în ei. Aici pare a fi un portuleț mic. Și sunt cutiuțe din astea de pescuit. Pot să jur că parcă aveam ceva quest cu... Da, da, să deschizi două fishing crate-uri și aici sunt atât de multe, deci o să se rezolve. Am crezut că sunt chimicale, dar e apple juice. Da, trout, am făcut și asta de fisher 1. Probabil nu o să stăm să facem toate quest-urile, pentru că sunt destul de multe și sunt destul de repetitive și ar trebui să stau și eu. Așa, să stăm și noi mai în cadru, până la urmă să, na, să nu vedeți doar fața și să fie așa mai centrat. Chit că acum e prea... E prea jos acum. Da, webcam. Gata, perfect. O să dăm așa roll with it. O undiță, dar din nou nu prea cred că m-aș apuca acum de pescuit. Barca asta nu putem să o conducem. Somon, mulți pești, dar nici cu ăștia n-avem ce face, că și așa avem foarte multă mâncare. Mă, sincer, mai mult am spart pentru că am văzut că îți dă 2 experience pe fiecare și e destul de mult XP. Mă, interesant avionul și interesantă ideea cum e așa făcut și urci pe spate și avion din ăsta de transport de iteme, de chestii. Aici e un camionaj și ia, e ceva pe aici. Sunt zombi militari. Ok, deci aparent e un
loc din ăsta militar. Mă, aici putem să tragem, că ce naiba. Poate doar așa într-un oraș mare sau când sunt așa zombie, nu-ți dai seama de unde ar putea să vină, atunci băgăm surpresorul, da? În situația asta ce naiba, că sunt 7 zombie aici la outpostul militar. Tank trap, binoculars, mă, avem... ăștia-s de 16x. Ok, sunt mai buni ăștia. Chit că s-ar putea să fie amândoi buni în anumite situații, o să-i luăm pe ăștia mai buni, cu zoom-ul mai mare. Un flashbang. Nu prea am cui să-i dăm flashbang pe single player. Flashlight. Un fuel reserve. Na, mare lucru nu e pe aici. Doar așa un outpost mic militar. Officer sword. Ok, o cutie de 12.7. Pistolul era pe 9. Ăsta e pe 5.56. Și ăsta e tot pe 9. Deci nu știu ce am putea să umplem cu ăsta de 12.7. Dar mă gândesc că ceva arme mai puternice, pentru că după cum puteți vedea, bine, și 12.7, dar are doar 10 round capacity. Bă, o să-l ținem până trebuie să ne facem loc în inventar să luăm altceva. Deci s-ar putea să nu dureze foarte mult. Și... mamă, dar... bă, dar mult durează apusul ăsta. Să-mi va piciorul. Ok. Mai e un de ăsta să te teleportezi în safe zone aici, care pare un loc foarte ciudat pentru așa ceva. Ok, mai sunt aici câteva chestii. Din păcate, cu un satellite ar fi fost mult mai ușor, dar nu avem. Parcă aș vrea să văd ce este în partea asta, dar asta înseamnă, practic, că ar cam trebui să începem să o luăm la pas pe harta asta, ceea ce nu știu dacă ar fi cel mai interesant pentru voi, dar bine, dacă băgăm un cut după aia, bă, da, seama, devine acceptabil, ce să mai spun și eu. Ok, n-am mers nici 3 metri și aparent e așa din nou un checkpoint militar, deci se pare că în sudul hărții sunt așa mai mulți din ăștia militari, spre deosebire de aia de Haze, deci există și militari și de ăștia de la Haze. Rope, carjack avem și carjack, chit că nu știu cât de util o să fie, pentru că nu prea mai umblăm cu mașinile, vestă. Noi avem police vest, sunt curios care e mai mare. Ok, military vestul, deci se pare că o să rămânem cu military vestul, ne luăm și lanterna înapoi și încetișor, ok, suntem negru cu alb, suntem destul de blindați. Totuși aș rămâne cu hainele astea ca să nu fim chiar așa full military, băieți. Ok, ăștia au 2 shoturi la cap, pentru că au helmetul ăsta care îi protejează. Chiar și la ceafă tot 2 shoturi au. Mamă, dar are la... mamă, deci acum văd că avem încărcătoare de 40 de gloanțe. Păi avem gloanțe pentru orice vrem să facem. Mă, uitați, aici dacă aș găsi un tactical light ar fi atât de șmecher. Pentru că pur și simplu am putea să scăpăm de lanternă din ecuație. Dar bine, putem să găsim și un headlamp la campuri, dar nu țin minte să fi văzut campuri. Adică dacă am fi găsit undeva la de-astea de pescuit ar fi fost logic. Dar din nou, habar n-am dacă este implementat în hartă headlamp-ul, pentru că după cum puteți vedea sunt iteme custom. Din nou, unde mare, ok? Din nou un 12mm crate, mă, dar sincer, na. Poate e așa ceva sniper sau sharpshooter, dar nu prea are rost să le folosim pe astea când pistolul își face treaba, un quad. Ok, știm cu ce ne plimbăm de acum. Hai să facem un plin la quadul ăsta și să-l luăm la autură. Trebuie să aibă pe aici un din ăsta de benzină. Și aici e un guard. E border map-ul, wow. Haideți să vedem de unde putem să umplem și noi ăsta. Ok, tocmai m-am izbit în zăpadă, că e un munte de zăpadă sau o piatră albă, nu știu. Hai să luăm din ăsta. Asta e aparent o singură folosire. Ce o să facem? O să mergem acum în acest episod spre Radio Tower-ul acela, pentru că pare foarte interesant. Vedem ce e acolo și cam asta o să fie. Și era să omit asta. Bang! Wow, military top, foarte util. Deci, cumva, nu. Ia, putem să ieșim prin partea asta sau e totul? Da, putem, dacă aș putea să controlez. M-am izbit în tot ce puteam să mă izbesc. Mai e un turnuleț acolo, dar mare chestie, nu cred că era în el. Hai să nu. Hai să ocolim și noi pe... S-ar putea să nu merite să luăm quadul. Deci ce o să lăsăm aici? O să mergem pe jos, că nu mă descurc să merg cu quad-ul. Mă, acum faza e că s-ar putea să fie în afara mapei. Ok. Aici am văzut că e un din ăsta radioactiv. Uai, dacă m-am alunecat pe gheață. E un din ăsta radioactiv, deci ar fi o idee foarte proastă să intrăm în el. Chiar o idee extrem de proastă, pentru că murim instant. O bărcuță din asta, cu mai multe din astea de fishing. Mă, poate ne dă Dumnezeu un headlamp. Dar nu pare a fi posibil să pice de aici. De fapt, habar n-am. Niște pontoane din astea, ia.
Fisherman Top, Bottle Soda, compas. Da, să mă orientez și eu, mersi. Că nu-și face GPS-ul treaba, n-are automat busolă chart-ul, de fapt. Ok, în alt fishing rod și mai sunt două aici, dar nu putem să urcăm pontoanele din apă, că ce naiba. Bang, 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 nimic. Ok, acum întrebarea este ce naiba e cu chestiile astea. După cum puteți vedea, mai e o zonă aici să te teleportezi, dar nu... Mă, să știți că s-ar put... cam slabe șanse. Oh my god, este asta. Azul este brain dead. Este asta. Este chestia asta, cred. Dar în schimb, mamă, licurici. De când există? Mă, dar sunt doar acolo. Și de ce? Ce tot fac? Ok. E aici o chestie. Windrise. Bă, s-ar putea să fie pur și simplu un sătuc din ăsta pe apă. Și, mă rog, să duc așa chiar piscicol, dacă vreți. Licurici ăștia și aparent e un lighthouse aici. Deci, cred că oameni buni, pentru acest episod o să mai mergem la sătuc și o să mergem la lighthouse și după aia o să vedem pe viitor unde o să ajungem. Din nou, nu o să vreau să calc în chestiile astea radioactive. Și, wow, am avut dreptate. Holy fuck, ce naiba face frunza asta în aer? Am crezut că a venit... ceva, venea ceva proiectilă spre mine când am văzut-o cum venea. Ok, logica antărnului. Deci, da, este un sătuc aici. Uitați, aici o să intrăm cu surpresorul pentru că am ratat capul. Nu vreau să creăm disconforturi printre zombie, dacă pot să spun așa. O să mai luăm gulanțe, ce mai găsim pe aici. Un B3 stock, da? Deja avem gripuri destul de bune pe arme. Slug. Mamă, polistopoare din astea. Buckshot. Dar bine, există și slug și... buckshot, să-mi bag piciorul, deci știu diferența dintre ele. Buckshot-urile astea sunt pentru shotgun, dar slug-ul habar nu am. Din asta de pizza din nou. Broken vending machine sounds. O mașină aici, mă, da, hai că ieși cu mașina pe aici, bă. Nu știu dacă, nu prea au așa sens foarte mare cum sunt puse mașinile pe aici. Pompierii, care aparent nu sunt protejați absolut deloc de helmet, că și iau one shot. Sau nu, ăsta a rezistat. Paint bucket. Nu vreau, îmi pare, nu-l beau. Nu vom bea vopseaua în acest episod. Mi se pare că am băut la început și mi-a dat așa, mi-a dat stări din astea mai supranaturale, dacă pot să spun așa. Ia la etaj la pompieri, pur și simplu e unde dorm pompierii. Umbrela avem? N-avem. Hai, sperăm că nu ne rupem nimic. Nu ne-am rupt nimic. Astri și noi de la etaj, așa, chill. Scrap metal, lopată, sweatpants. Mare lucru nu e pe aici, e pur și simplu un oraș simplu. Sunt curios dacă sunt ceva chestii secrete în el, dar nu pare a fi. Pare pur și simplu să fie un orășel simplu. Aici, unde asta de un Grey Umfi, ce nume interesant. Un market, hai să vedem, poate mai cior din ceva mâncare. Mamă, dar cât de multă mâncare e, deci e extrem de multă mâncare. Hai să începem să le băgăm, să mai scăpăm din ele, să mai luăm din astea, dar oricum e enorm de multă mâncare și, bineînțeles, enorm de multe gloanțe, după cum ați putut vedea. Trebuia să băgăm apele astea sau chestiile care sunt de două blocuri, dar de două blocuri, de doi, de înălțime, de două sloturi, se numesc sloturi. Mă, mâncare nu avem foarte multă. Tomato soup cam ține de foame. Ar trebui să mai luăm din astea de mâncare, că nu... Avem foarte multă apă din ce observ, dar astea o ducem cam prost. Bottled water, mă, nici nu o să-l mai luăm pentru că azi văd și voi cât de mult avem. Snowberry juice de 100%, parcă aveam unul de 45 sau ceva de genul. Da, avem ăsta de 47, deci o să îl schimbăm cu ăsta. Și hai să mai, bă, hai să mai încărcăm din astea, I guess. De-astea de 9mm nu pare că avem cutii de 9mm, dar n-are nimica. Hai că reîncărcăm fiecare în parte. Vedem și noi, mai scăpăm de locul din inventar pe care îl ocupă cutiile. Deci vreau să-mi pun din 9mm magazine-uri în boxuri, dar se pare că nu... Așa. Așa. Și cam așa. Mai avem 11 gloanțe din astea de 5.56 și cam suntem ok. Cam suntem foarte ok. Aici un Gans. Deci cred că ar merita să vizităm Gansul ăsta. Îmi pare rău dacă nu vedeți foarte bine, că n-avem light-ul ăla și am zis că mai bine decât să dăm cu lanterna în zombie și să... murim, mai bine ne... Ok... Stai, ăsta are 9mm magazine. Mai nu ne prea ajută ăsta, oricum are două gloanțe, mare lucru nu facem cu el. Muzzle break. Am putea să-l punem pe ăsta. Măcar să avem și noi așa ceva pe el. 5.56. Încă un 5.56. De-astea de... What? Mă, da... Bă, rezistente, ești nebun? Și aici...
Bang! Un NP9. Nu un MP9, un NP9. Ok. E tipul să facem puțin loc. Strip. Ăsta. Avem loc, da? Și hai să vedem. Mamă, dar stai că sunt și astea foarte mult. Foarte multe chestii de luat. Gata. S-a rezolvat. Și 556. N-avem full. 9mm magazinurile astea goale le putem arunca, că nu prea avem ce face cu ele. Ok, suntem cu foarte multe gloanțe. Bun, oricum, de acum dacă găsim așa 7.62. N-avem nimic de 7.62. Prin concluzie, nu îl luăm. Și alea 15 gloanțe, chiar credeți că ne mai trebuie mai multe gloanțe? Ok, hai să ne ținem totuși de cuvânt, chit că aș putea să termin aici episodul. O să-l facem puțin mai lung și o să dăm o fugă și până la Lighthouse. Am cam înțeles ideea cu orășelul ăsta, mare lucru special nu e. Dar sunt curios la Lighthouse-ul ăsta ce putem găsi, pentru că arată destul de interesant și vedeți că nu e nici foarte departe. Saltare, nu mai ești, nu mai existi. What the fuck is this? De ce sunt de-astea pe ponton? De-astea cu... Ok, foarte interesant, un croissant. Binoculars, o bărcuță pe care nu putem conduce, că era fain. Bine, e cam fric de bărci pe acum, dar mă rog. E normal că niciun headlamp și un fisherman hat. Mă, da, știți care-i frica mea? Să nu fie așa, pur și simplu, plin de radiații și să ne luăm așa omor. Dar dacă ne luăm omor, întoarcem-ne cumva la aia. What? De ce? De cât au schimbat simbolul de oxigen? Ok, aparent au schimbat simbolul de low oxygen și nu, te rog. Vreau să... Așa. Bun. Chestii? Nu. Pești. Mulți pești. Și mai sunt două aici. Măcar ne dă mult XP. Și că tot vorbim de XP, avem 212. Hai să mai punem în chestii. Survival-ul avem la maxim. Exercise. Punem un pic în cardio. Overkill nu prea are rost pentru că nu prea jucăm cu arme melee. Ăsta... Healing, I guess. Dar nu prea ne dăm heal. Că... Nu prea dăm... Ce naiba ne luăm? Nu-mi văd săgeata că e prea întuneric. Nu prea ce să ne luăm. Hai să zicem că ne facem cardio la maxim și mai păstrăm, că poate ne trebuie pe viitor ceva. Cred că am putea acum deja să ne punem lanterna, pentru că nu știu dacă o să mai întâlnim zombie pe aici. Și oricum dacă întâlnim îi luăm cu... Wood! Mă, dă-l naibii, îl iau să-mi dea XP și pe aia l-aruncă, n-am ce face cu lemnul. Opa! Opa, radiație... Deci ăsta nu cred că este accesibil și eu. Polaris? Ha, acum văd zeppelinul ăsta, avionul ăsta, ce n-ai vă face aici, habar n-am. Cum urcăm este întrebarea mea. Trebuie să aibă o logică, aparent prin pe land, numai că nu prea avem cum să ne urcăm pe land de aici, tocmai ne-am urcat. Și bineînțeles trebuie să avem mare grijă la tuburile de radiații, pentru că nu ne fac bine absolut deloc. Ok, cu tine astea, hai să nu ne apropiem totuși. Deci aparent au venit licuricii la radiații numai. Nu știu dacă e foarte bine pentru licurici să devină licurici mutanți, dar în fine. Bang, fisherman overalls. Și mai e una aici. Bang, fisherman top. Probabil o să mergem în episodul următor puțin să explorăm și autostrada, chit că mare lucru nu-mi imaginez că o să fie pe ea. Deci aparent e autostrada A6 și e așa o locație pe autostrada A6 care se numește Polaris și de aici... Începe tot lorul. Licurici. Hihi. Acum am iau jumpscare în unturned. 556. Nu era asta 5. Ba da, mă, dar avem, uitați-vă și voi. Ce să mai luăm? Ce gloanțe să mai luăm? Aha, 40. Asta e de 19. Mă, ăsta de 40, parcă altfel sună, 40 de gloanțe întregi, dar nu avem cu ce să le umplem. Putem să facem următoarea schemă. Luăm ăsta, le combinăm și luăm și pe ăsta. Easy. Și perfect. Și asta e cred că era un item de quest. Nu. Fishing crates n-avem treabă. Zombies n-avem treabă. Drill components n-a fost. Observers. Ok, ăsta e foarte ciudat. Habar n-am ce sunt observerele, dar presupun că o să aflăm. Dar chestia asta pe care am luat-o acum ar fi trebuit să-mi apară în inventar, dar habar n-am ce am luat. Bine, și înainte să mergem sus de tot, ăsta, jos de tot, o să mergem sus de tot, pentru că vreau să văd și ce se află aici. Please no zombies.
am luat cablul de acolo de jos și l-am pus sus. Mă, poate era o chestie așa că... Bravo! Bravo! Ăsta ne dă... Mamă, dar e cam prea OP, mă, ăsta. Hai, n-avem splint și nu cred că avem metal scrap să facem splint. Și... cred că ar fi mai bine pentru siguranța mea să merg cu pistolul decât cu flashlight-ul, deci... Da, nu, că nu e absolut nimic pe aici. Sunt curios dacă e buildable pe aici, dar nu putem afla că n-am chestii pe care să le pun. Nimic. Ah. What? Use no power. Mă gândesc că e din asta de te bagă în safe zone, dar... Ok, face sens, mai bun, totul se leagă. Ok, păi hai pentru finalul episodului să intrăm aici. Să stăm și noi liniștiți, nu știu cum, care e logica că că dispare asta. O să coborâm frumos. Mă, avea potențial buncărul ăsta, dar bine, nu prea e în estetica hărții să bagi așa buncăre cu chestii și cu chestii tristi. Să nu-mi taie picioarele, nu mi l-a tăiat și am intrat în safe zone. Deci, mai bun, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut un episod destul de interesant pentru revenirea noastră pe Unturned. Foarte multă treabă nu cred că mai avem pe harta asta, dar totuși sunt câteva chestii pe care vreau să le mai explorăm. Mă, am putea să luăm încet pe la autostradă, e și South Crop-ul, e și Power Plant-ul care e dead zone, dar trebuie să ne luăm. Ăla cred că o să mergem la final, că ne trebuie gas mask, presupun. Mai e foarte evergreen unde am putea să facem o vizită. Aici Norva, chestii. Și, mă rog, nu știu dacă există GPS-uri pe harta asta, pentru că am impresia că le-am cam fi găsit până acum la câte din astea am lootat. Dar poate pur și simplu am fost noi foarte ghinioniști, pentru că vă dați seama, cu GPS-ul înțelegi mult mai bine ce se petrece pe aici. Bănuți, nu mai avem, dar ca idee avem aici un ATM. Da, trebuie să reparăm cumva vending machine-urile. Oameni buni, după cum v-am spus, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și, bineînțeles, eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!